Salutare prieteni, eu sunt Sordaciu și acesta este episodul 56 din seria de Clash Royale. Bine ați venit la un episod nou. Astăzi avem de deschis 7 cufere din nou, 2 gratuite, 3 de aur, un Crown Chest și un Giant Chest, dar asta la final de episod, așa cum v-am obișnuit până acum. Înainte să începem să jucăm primul match, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade și serii noi pe canalul de YouTube. Ce vreau să vă spun, prieteni, eu mă bazez în această perioadă mai mult pe deschis cufere, nu vreau să creștem, vreau să rămânem aici în Arena 7, dacă se poate, în jurul acestor trofee, 2000, nu vreau să cădem sub 2000 și sper să nu se întâmple asta. Spre Arena 8 deocamdată nu o să pornim, deoarece decul încă nu-mi place cum arată. Aș vrea să facem un nivel 90 la Minion Horde, un 7-8 Valkyrie, la fel și... Nu, de fapt Valkyrie nivel 7, la fel și Mega Minion, dacă s-ar putea la vrăjitoare nivel 4, Oglinda nivel 4 de asemenea și Goblin Pearl și Skeleton Army, iar la Spear Goblins nivel 10. Eventual dacă ne-ar da un cartonaj legendar, am schimbat ceva pe aici, dar deocamdată nu avem noroc la așa ceva. Meciurile o să le jucăm doar de dragul vostru și ca să nu fie un episod scurt, o să jucăm 2 meciuri, așa cum v-am obișnuit până acum. Nu contează dacă le câștigăm sau dacă le pierdem, totuși ar fi bine să le câștigăm. Haideți să începem primul meci, să vedem ce adversar întâlnim astăzi. Sper să nu fie nivel 90, că mor. Ah, nivel 8. Da, sunt periculoși ăștia. Ia să vedem. Are casă. Așa nu-mi plac ăștia care au case. E greu să-i bat. N-am nici fireball-ul. Dacă aveam, puneam și oglinda acolo și era mult mai ok. Dar așa nu se poate. Băgăm Valkyrie în față. N-am nici barrel-ul să-l arunc. Să vedem cum e Mega Minion-ul. Am pus arcașii. Ia să dăm drumul la barrel. O să ia ceva. Da, a luat ceva viață din turnul inamic. Mai dăm drumul la unul acum și punem și Spear Goblin și... Hai, mai dați până la 1000, vă rog. Ah, sub 1000. Sub, ok. Acum trebuie să ne apărăm, că vine cu brigada. La cum ne apărăm, cum ne apărăm, că a trimis. Aoleu, suntem mâncați, nu aia. Ăștia. Hai, Valkyrie. Dă-i jos, așa, perfect. Ah, e în avantaj, băga mea și picioarele. Ca să vedem, hai, dați jos turnul, dați jos, hai că nu. A 400, 260 a mai rămas. Ia să vedem dacă reușim cu ăla. Punem aici Spear Goblins. Bun, am reușit, dar păcat că s-au atins de turnul principal, totuși nu-i nimic, trebuie să ne mutăm în partea stângă. Oricum o să cadă turnul ăla, conștient că nu ne putem apăra, o să, cum vă ziceam, mare și racheta, epa, că nu epa. Dar să mai punem noi o vrăjitoare, bine că a dat racheta și acum nu mai poate să o dea. Pentru că aici la Valkyrie. Ah, a pus acolo, dar mai repede minionul. Ok, o vrăjitoare era intactă. Să mai venim cu una cu Spear Goblins în partea asta. Mai are 1300, aș vrea să ne apărăm acum și eventual în prelungiri să îi dăm jos. Așa, o să dea drumul. A dat drumul, mai dăm drumul lui la un Valkyrie. A dat drumul și la aia, nu mă așteptam. Nu am distrus acolo. Ia uite, m-am bazat pe Valkyrie și nu a spart acolo tot.
Toată rașca. Haide, haide, haide. Suntem la egalitate, aproape. Dăm drumul la Beral. Haide, haide, nu-l mai lăsați odată, perfect. Punem de două ori Valkyrie. Cred că se îndreaptă spre un egal. Și nu-mi place asta. Mai sunt 20 secunde. Dăm minionul partea, dar e destul de greu să mai scoatem ceva. Are și turnul principal activ, păcat. E egal. Așa, am fost aproape să batem. Câte a mai rămas? 500. Poate dacă dădeam drumul la Baron mai devreme. Deodată cu ăla, poate reușeam să câștigăm, dar așa am obținut doar o remiză de 1-1. Haideți să jucăm rapid și al doilea meci. Să sperăm că facem măcar egal sau îl câștigăm. N-aș vrea înfrângere. Am fost superiori în primul meci și regret că nu l-am câștigat, dar asta e din nou adversar de nivel 8. Ia să vedem. Lăsăm pe el să facă primul pas, facem noi, nici nu știu. N-am oglinda, sunt mâncat, că vreau să dau drumul la două butoaie. N-am mers. Sper să n-ai pe săgețile. Aaaa, ce nasol. Da, știu cum facem. Pune de două ori, dar nu-mi zic atac gigantul, perfect. Aici acum cu giantul. Hai, hai, repede să mai dea maxim una. Da. E în avantaj, băga mea și picioarele. Dăm drumul la barrel. Ce are acolo? Ce a pus? Valkyrie, Valkyrie. Bun, i-am dat unul jos. Acum să avem grijă pe partea asta. Care Knight-ul. Îl dăm jos. Nu. Ba, da, n-ajunge la tor. E ok. O să atace pe partea asta, bănuiesc. Sper să nu mai pună nimic. Hai, repede, repede, repede. Cu el jos, că e aproape mort. Perfect. Dăm drumul și la Valkyrie, dar mai așteptăm să se apropie prințesa. Că trage de la distanță, asta nu-mi place. Hai, dă-i aia jos. Perfect. Hai că mai punem și noi una. Ne dă și pe aia jos, nu? Bun, da-i acolo Mega Minion-ul. Și acum intrăm în ultimul minut. Ce păcat, ce păcat. O să se mute în partea înaltă, sunt conștient. Da, nu avem ce să facem. Mai dăm drumul la încă. Ah, am nevoie de Valkyrie. Da, până vine. Abia acum a venit. Haide, sparge acolo. Sparge și prințesa. Nu vreți să spargeți. Ne sparge ea. Are două. Bun, oameni e pe fază. Ok, și mai putem pune una, din păcate, nu? Da, avem Mega Minion-ul. Haide, duceți-vă. Dați acolo ceva. Nu-mi zic că facem iar egal, că-mi bag picioarele. Ia, dă prințesa, bă. Aruncați-i nea, mă. Nu, nu ar fi. Nu, o să-mi
îndreptate spre o remiză din nou, aici. Dacă nu luăm bătaie, dar nu cred că luăm. Punem aici, da. Doar să atragem atenția. Din nou am fi putut câștiga, dar asta e. A fost să fie egal. Două meciuri de egalitate în acest episod, prieteni. Tot el se supără. Da, acum mă interesează ce primim în cufere. Să sperăm că luăm ceva bun. Haideți să începem cu cele gratuite. Dă-ne o legendară. 65, n-am noroc eu să-mi pice mie legendară din Freechest. 65 gold, 3 arcași și 6 zap. Mai departe, nici măcar diamante nu ne dă. 65 gold, un tombstone și 8 royal giant. Acum mergem cu cele de aur. Nici aici un diamante, 201 gold. Elite barbarians, ăștia au apărut acum ceva timp. În sfârșit i-am primit și noi, dar nu o să-i folosim. Royal Giant, 13 minioni și da, Bomb Tower. Mai bine dă-ne cea din decul nostru. Nici acum nu ne dă diamante, să vedeți. Băi, ești nebun. 171 gold, 4 goblini, 3 muschetars, 21 Royal Giant și asta e bine. O vizitoare, e ok. Mai departe, iară nu ne dă diamante. 173 gold, 2 elite barbarians, 9 royal giant, pe ăștia ne-a dat mereu să-mi bag picioarele, 15 mortar și 3 mega minion. E ok, e din decul nostru. Mergem cu crown chest-ul și terminăm cu giant chest-ul. Aveam un lapsus. 418 gold, aici luăm 3 diamante, cred că, da, 3 diamante, 3 bomb tower, 3 muschetari, 51 de barbarien de elită și, uite că în sfârșit ne-a dat și nouă tornada. A apărut înaintea barbarienilor acum ceva timp, numai că n-am avut noroc să nu dea, dar oricum nu o folosim. Terminăm cu giant chest-ul, ce ne dai? Avem 1270 gold. Avem, hai, Dark Prince, mi l-a deblocat și pe ăsta, deci până acum avem 3 cartonașe noi deblocate astăzi. 23 de mega minioni, ok, putem să facem upgrade și 208 de barbarieni de elită. Mă, ce să zic, frate? E ok că ne-a dat mega minionul, legendara nu cred că o să ne-o dea prea curând. Aștept să mai facem la vrăjitoare, oglindă, barrel și skeleton army. De fapt aștept la toate să facem upgrade. La aștept o să facem data viitoare. Ne oprim aici, prieteni. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe noutăți. Eu sunt Surdacio și până data viitoare dau cu pace. Vă aștept și în episodul următor. Pe data viitoare.